Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Simona Gherghe trece printr-o situație dificilă, asta pentru că micuții ei, Vlad și Ana, s-au îmbolnăvit încă din primele zile de grădiniță. Prezentatoarea TV a mărturisit cu ce simptome s-au confruntat cei mici, dar și ce decizii a luat în privința lor. Iată care este starea de sănătate a copiilor ei. Prezentatoarea TV a mărturisit că micuții ei nu au mai mers la grădiniță. Asta pentru că au făcut febră și au avut simptomele unei viroze. Prima care s-a confruntat cu probleme de sănătate a fost fetița prezentatoare TV. Iar mai apoi băiețelul ei, Vlad, suntem în a doua săptămână de grădiniță și sâmbătă seara, după o zi extrem de plină în care am fost la Muzeul Copiilor, am fost la concert seara, s-au jucat enorm copiii, dintr-o dată Ana a făcut febră, dar așa, aproape din senin și a debutat ceea ce avea să fie o viroză, a avut febră mai bine de 24 de ore. Am ajuns și la camera de gardă să mă asigur că nu e ceva mai grav. Analize de sânge, teste, nu COVID-19 așadar. O viroză banală și a stat 3 zile acasă, a mărturisit Simona Gherghe. Simona Gherghe a mărturisit că și Vlad s-a confruntat cu simptomele unei viroze, asta după ce ar fi luat virusul de la sora lui, Ana. Vedeta susține că cei mici vor sta câteva zile acasă până când starea lor de sănătate va fi una mai bună. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.